În prima duminică din postul nașterii Domnului, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Adormirii Maicii Domnului din satul Macoviște, județul Caraș-Severin. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al episcopiei Caransebeșului, iar cei care s-au implicat în ridicarea casei parohiale au primit din partea ierarhului diploma de excelență Sfântul Ierarh Martir Antimivireanul. Acest sat mic și izolat din zona Oraviței nu a avut casă parohială, dar credincioșii s-au străduit și iată, înainte de marele praznic al nașterii Domnului, preotul paroh se va putea muta într-o nouă casă parohială. Au mai rămas la Macoviște în jur de 90 de suflete credincioși ortodoxi români. Este într-adevăr o parohie mică, un sat depopulat, dar foarte atașați de Sfânta Biserică și dornici să aibă un preot stabil. Până nu demult, acest sat, această localitate, a fost filie la parohia Petrilova. Dar la insistențele credincioșilor, iată, filia Macoviște a devenit parohie cu un preot stabil și, de astăzi înainte, cu o nouă casă parohială. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Lucian a sfințit casa parohială în prezența credincioșilor și autorităților locale. Astăzi ne bucurăm cu toții și mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest mare dar pe care ne l-a dat, această bucurie și pentru faptul că ne-a îndreptat cărările, pașii pe calea cea dreaptă, pe calea adevărului, pe calea pe care am reușit să o facem prin fapte bune. Astăzi, credincioșii acestei parohii trăiesc bucurii deosebit de mari prin prezența ierarhului nostru, care a venit și a slujit Sfânta și Dumnească Liturghie, după care a binecuvântat casa parohială pe care credincioșii acestei parohii au ridicat-o cu multă trudă. Observăm prin aceasta căci acolo unde este credință și nădejde, nimic nu este cu neputință. Credincioșii acestei parohii au avut credință și nădejdea în Dumnezeu și astfel au reușit să ridice o casă parohială, bucuria fiind deplină prin faptul că au preotul lor alături de care și împreună cu care să se roage în duminici și sărbători. Ne bucurăm că și satul Macoviște are casă parohială, un preot care să slujească în această biserică. Astăzi am reușit cu ajutorul primăriei și a sătenilor din acest micuț sat să inaugurăm casa parohială. Este o casă parohială pe care noi, cetățenii din satul Macoviște, doream de mult timp să o avem. Numai că, așa cum fiecare are un țel, ne-am chinuit de mult timp și pic cu pic am realizat această nouă investiție. În satul Macoviște a existat o biserică de lemn construită în timpul episcopului Isaia Antonovici. Biserica actuală, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost ridicată în anul 1894 din piatră și cărămidă și a fost finalizată în timp cu eforturi din partea localnicilor.